Am pregătit o rulată din prapore de porc cu un mus de vițel, foie gras și piept de rață. Garnitură, legume trase la tigaie și sos de miglas. Eu am pregătit un turnedou de vită cu sos de fructe de pădure și țelină glazurată. Și ucenic șef, Cerneanu Bogdan. Și fără pile. Mai am mult de învățat, sunt încă la început și trebuie să mai învăț mult, să gătesc, să... și trebuie să mă învețe cineva mai multe. 15 concurenți au avut o oră la dispoziție pentru a găti un meniu care să arate că sunt pregătiți să facă primul pas pentru a lucra într-o bucătărie profesionistă. Participă un număr de 10 elevi, dintre care 8 sunt de la liceul, de la Colegiul Economic Virgil Magiaru și 2 de la licee din județ. Și-au ales preparate destul de complicate, zic eu. Să sperăm că se vor și descurca. Jurizarea va fi făcută de cei doi bucătari maestri ai locației unde ne aflăm. De la piepte de rață cu garnituri dintre cele mai sofisticate la meniul aparent mai simple, cei 10 nu au scăpat de criticile jurului la sfârșitul timpului pe care l-au avut alocat pentru a găti. Un bucătar turc a apreciat mâncarea câștigătoare. Este ceva superb pentru un copil de vârsta lui, un ucenic, ceva fantastic, care nu se face oriunde, numai în restaurantele de clasă. Succes în continuare și ne dorim să ajungă ucenici de-ai noștri, să lucrăm împreună. Președintele Consiliului Județean Gorjon Călinoi a rămas plăcut impresionat de mâncărurile gătite. Inițiativa Liceului Economic Virgil Magiaru este una lăudabilă. Faptul că a atras, după cum vedeți, și interesați în domeniul alimentației publice de a avea forță de muncă recrutată și finala se ține tocmai în acest loc reprezentativ al județului Gorj în materie de alimentație publică și nu numai și turistic, este una bună. Vorbeam de această inițiativă și chiar foarte bună. Și Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, a fost aproape de cei 10 concurenți. Vreau să felicit organizatorii acestui eveniment. Este un eveniment care, iată, deja se găsește la a doua sau chiar a treia ediție, dacă luăm în calcul și alte variante de lucru, pentru că au mai fost și alte variante de lucru, dar la acest capitol este a doua ediție. Îi felicit și mă bucur că există acest sprijin pentru tineri dornici să cunoască arta acestei meserii mai delicate.